ciorba cu ducați. Când se vede grâu marun, hai jucați că eu acum. Hai veniți roșii frați, numai nu vă ducați. Și dacă v-ați surduca, pe nimeni n-a supăra. Și dacă v-ați rasuși, nimeni nu abanui. Și dacă v-ați surduca, pe nimeni n-a supăra. Și dacă v-ați rasuși, nimeni nu abanui. Câte zâli oi avea. Jocul ăsta l-a știut de când mama m-a făcut. Jocul ăsta l-a jucat, câte zâli oi avea. Eu cu drama prind în joc, carata la bolaboc. Bate stalba la podea, tăța ce de saba me, mărunță și nu mă arat, că podeau ai distrăjat. Bate scalpa la podea, tăța ce de saba me, mărunță și nu mă arat, că podeau ai distrăjat. Mărunță și nu mă lic, când miros a flot de crin. Mărunță și tătiloc, când miros a busuioc. Mărunță și nu mă lic, când miros a flot de crin. Mărunță și tătiloc, când miros a busuioc. Mărunță și a pasat, așa ca la noi în sat. Ia fășețul, ia căloc, ca să intru la mijloc. Nu ca task smitite, dar la joc îs ușure. Ia fășețul, ia căloc, ca să intru la mijloc. Nu ca task smitite, dar la joc îs ușure. Am catrinț în patru foi, chiar tarașca pe la noi. Ca meșuța de flori, să știu dragă la pișori. Am catrinț în patru foi, chiar tarașca pe la noi. Ca meșuța de flori, să știu dragă la pișori. Și iar verde și-a brindușă, fata mami juca ușă. Lasă joc, nu-i prea păr, s-o roagă ca să șer, hop, și-așa măi! Sofia, cum a fost pentru tine 2021? 2021 a fost pentru mine frumos. Am realizat să mai înregistrez două... Ai două cântecele proprii? Deci tu acum ai început și ai deja două cântecele proprii, na? Nu? Ne le-ai cântat astăzi în emisiune. Da. Sunt foarte curioasă să te aud cum cânti. Eu știu că tu, pe cât ești de frumos îmbrăcată, este foarte sigur că și ne vei încânta foarte tare cu cântecele tale. Ia spune-mi tu mie, ce ți-a făcut așa un costum de frumos? De unde ai costumul acesta? De la bunica. Bunica e responsabilă, ești deosebit de frumoasă. Cu toții sunteți frumoși, toate fetițele sunt deosebit de frumoase. Ia tu, și Bundiță, și Catrință, și Poale, ești frumoasă din cap până în picioare. Mulțumesc. Felicitări. Ia să vedem Adriana ce ne spune nouă despre 2021. În 2021, anul care a trecut, am realizat multe cântece care le-am înregistrat cu domnul maestru Alexandru Havriliuc. Ce să mai discutăm, frate? Tot mai frumos. Da, am mers la concursuri, la filmări, am mai înregistrat piese și... Videoclipuri ai făcut? Da. Și pentru ce îți propui tu așa pe 2022? Păi pe 2022 îmi propun să îmi fac un CD propriu. Wow! Dar câte cântece, Adriana? Păi am 12 cântece. Wow! Hai, de aici vorbim de experiență. De la ce vârstă cânti tu? De la 5 anișori. Și cât ai acum? 8. Fai, de mine mă băgați în buzunar deja, deci nu mai știu să vă mai întreb.
Foarte bine! Deci deja o să ai propriul tău CD. Da. Foarte bine. Și ce-ți mai propui? Să continui să fii pe la concursuri, pe la nu? Da. Vreau să cânt la cumătria mamei mele. Așa. În curând o să am un frățior. Wow! Ce frumos! Felicitări! Mă bucur! Uite, asta este o mare realizare pentru 2020. Dar faptul că vei avea un frățior, cum o să-l chemi, te-ai gândit? Da. David Crainiciu. Ce frumos! Doamne ajută să fie totul bine, să te vedem acolo, ne pui și nouă pe Facebook un filmuleț cum o să cânți, nu? Să te vedem. Da. Foarte bine, Doamne ajută! Ce ai făcut tu în 2021? Ia să vedem. Ce ai făcut? Ai cântat, nu? Da. Cântecelul ăsta este nou, l-ai făcut în 2021 cu bundița, nu? Că te lauzi într-una că ai bundiță nouă, nu? Da. Ce ai mai făcut în 2021? Tu ești la grădiniță, nu? Da? Câți ani ai tu? 5 ani. 5 anișori! Ea este cea mai micuță de aici, dar nu ne lăsăm, arătăm tuturor cât de frumos știm să cântăm, nu? Da. Ia spune, tu ce-ți propui să faci tu în 2022, că am auzit că vrei să vii cu noutăți? Vrei să ai un cântecel nou? Da. Așa? Și mai ce anume vrei să faci tu anul următor? Un videoclip? Vrei să faci un videoclip ca să te vadă toată lumea mereu la televizor, nu? Da. Dar pe cine vrei tu să saluți? Cine se uită acum la tine din familia ta? Pe cine vrei tu să saluți? Mama și tata. Mama și tata. Și mai cine? Pe cine mai salutăm? Pe bunica? Da. Sigur că dacă să ne salutăm, că bunica așa de tare se mândrește cu tine. Dar pe doamna educatoare o saluți? Da. Ce le urez lor? Ce le spunem lor? Să fie... sănătos. Să fie sănătoși, ca asta ne dorim cu toții. Și să se bucure de tine, că ești atât de frumoasă și talentată, nu? Da. Sigur că da. Când nu-i loc de bani, nu-i mai ram tantrida. Nu mă leacă
picioare. Și eu până am să cresc, fie mai tot v-am veselesc. Mai și eu până și mai mare oi cânta la fiecare. Și de pe nu pare rău, că așa-n zipelul meu. Thank you.
orașe, că văd că mergi rata. De la stânga la dreapta, ramta, ramta, e unida. Da, mă, hai cu roata, de la dreapta la stânga. Eu v-am dat comanda, ramta, ramta, e unida. Comanda-i pe numărat, ramta, ramta, e unida. Când zic cu unul dreptul bate, ramta, e unida. Și la dă cu stângul sus, ramta, ramta, e unida. Ca să meargă jocul în smer. După trup îți faci lena, după gură lingura, ramtai, ramtai, lirida. Gura mea nu-i ca oricare, nu trebuie lingura mare, doar să cânt la fiecare, ramtai, ramtai, lirida. Că asta mi-e omenia, ramtai, ramtai, lirida. Să duc lumii veselia, ramtai, lirida. Să vă știu pe toți voioși, ramtai, ramtai, lirida. Și de viață bucuroși, mă! Plouă, eu am bundiță. M-am îndețacut la lume și-alătundiță. Am făcut-o eu anume pentru bădiță. Și dă-ți-ai plată tale bundița nouă. A dat o sărutare, poate și două. De vreo două luni încoace m-a spus la hor, că și mațe și ai place să fii violon. În bundița asta mică și cu popoar, mă râdeam să ne vestim că frumos în sate. Bundița mea e nouă, ce bine par, uit-o pe amândouă de tite tale. Să mă duceam în vale, mi-am pus bundița. Cine mai ieșit în tale, te-am învățița. În bundița asta mică l-am coloasă. Și tâta și tam să spună că-i frumoasă. Privind amândouă-l vă cântați. Se poate bunța nouă, poate nu-i place. Noi nouă n-am ce face, zice bădița. Dar mie mai. Ia să vedem și aici ce planuri avem pentru 2022. Eu pentru 2022 vreau și eu să fac un CD propriu. Vai de mine, nu spune că ai și tu câte piese? Aproape 10. Vai de mine, bravo, bravo, bravo. Așa? Și aș mai vrea ca să mai fac mai multe piese. Așa. Și probabil că și videoclipuri, nu? Pentru că știți că și asta se difuzează și vă vede lumea permanent la televizor dacă aveți un videoclip frumos filmat, nu? Da. Și să participi la concursuri. Este foarte important să vă obișnuiți să mergeți la concursuri, la emisiuni, pentru că așa voi o să vă descurcați mereu să vorbiți, uite, așa lejer, nu? O să aveți curajul să vă arătați lumii, nu stând în umbră, ci mereu arătând că știți să vorbiți, știți să cântați și atât de frumos să vă purtați îmbrăcate, da? Da. Pe cine vrei tu să saluți? Ia uite acolo la cameră. Pe bunica, pe tata, pe doamna învățătoare. Da. Și pe doamna educatoare. Așa. Pe colegi. Și le urez lor. Multă sănătate. Sigur că da. Iar celor care te privesc acum, salută-i și pe ei, pe toți telespectatorii. Multă sănătate, bucurie alături de cei dragi. Și spune-le așa, să urmăriți emisiunea Pași prin Bucovina. Așa, bravo, foarte frumos. Alexandra, ia să vedem tu ce planuri ai. În 2022 mi-aș dori să filmez videoclipuri la cele două melodii noi, să-mi fac un costum nou de muzică populară și să particip la cât mai multe concursuri și filmări. Sigur, trebuie costum nou, că voi creșteți, măi, mă întreceți îndată, nu? Trebuie cămașă nouă, catrință nouă.
Sigur că da. Pe cine saluți tu? Eu salut pe cei care mi-s dragi și care mă iubesc. Ia să vedem, Elena, ia spune-ne tu nouă ce planuri ai pentru anul următor. Ce vrei să faci în 2022? Să cânt cât mai multe cântece. Așa. Să mai faci videoclipuri, vrei? Da. Sigur că și da. Și să... Particip? Și să particip la concursuri. La concursuri, la emisiuni, nu? Pentru că vin acum emisiunile de Paște și o să vii cu ouă roșie, o să ciocnești, nu? Și o să ne cânti pricesnele. Deci o să apară tot mai multe momente frumoase ca lumea să vă vadă cât de frumos și talentat sunteți, nu? Pe cine vrei tu să saluți? Ia uite acolo în cameră și spune tu pe cine saluți și cui transmiți toate gândurile tale bune. Pe mama. Da. Pe tata. Da. Pe frățiorul meu și pe colegii mei și pe doamna mea. Foarte frumos, bravo. Tuturor le urez ce? Sănătate și multă sănătate. Multă sănătate, că e mai bună decât toate, nu? Bravo, foarte frumos. Cu ce gânduri începi tu anul 2022? Anul acesta îmi propun să mai fac 3 cântece. Wow, Doamne ajută! Să le cânti și la noi în emisiune, nu? Da. Așa? Îți propui să mergi pe la spectacole, pe la concursuri, da, nu? Să sperăm că acum o să ne lase, să mergem peste tot. Da. Nu? Ce îți mai propui tu? Să ai note mari la școală? Da. Sigur că da. Fără carte n-avem parte, trebuie și să învățăm și să cântăm, da, nu? Și pe cine vrei tu să saluți? Ia uite acolo în cameră, că toată lumea se uită la tine acum. Pe cine saluți? Pe mama, da, pe tata și pe bunici. Așa, și la școală? Îi salutăm pe colegi, că ei se mândresc cu tine, că tu ești așa de talentată. Pe colegi și pe doamne. Pe doamnele învățătoare, doamna învățătoare, pe doamnele profesoare, nu? Ce le urez tuturor care se uită la tine acum? Sănătate și multă iubire. Bravo, ia uite ce frumos ai spus. Avem nevoie de iubire, de sănătate și de iubire, nu, ca să fim cu toții fericiți. Hai să vedem pe cine saluți acum și cui vrei să dedici emisiunea asta. Eu îi salut pe toți sântilenii mei, da, și le doresc multă sănătate, multă fericire și alături de cei dragi. Foarte frumos. Și pe cei care ne privesc îi salutăm și le spunem să fie în fiecare sâmbătă și duminică la emisiunea Pași prin Bucovina. Foarte frumos. Felicitări, copii dezinvolți, copii minunați, talentați, frumoși, cu toate calitățile. La video încheiem noi două emisiunea aceasta. Emisiunea, partea aceasta din emisiune, că o să mai avem invitați așa frumoși ca și voi. Ia spune tu, ce le transmitem celor care se uită acum la noi, telespectatorilor? Ce le spunem noi? Multă sănătate și bucurii. Multă sănătate și bucurii și să se uite mereu la emisiunea care? Cum se cheamă emisiunea noastră? Pași prin? Pași prin Bucovina, Doamne, cât ești de dulce! Așa să facă toată lumea să se uite cât de frumoși sunteți!